tots, tota l'una, un nen pregatit. Da. Vinga. Următorul speaker este Horia, care ne va vorbi despre Search Engine Optimization pentru nișa auto. Horia. Salutare! Nu întreb dacă mă auziți, e sala destul de mică, eu vorbesc destul de tare, numai cred că mă auziți. În primul rând, bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc mult că mă tolerați în rândul vostru. A trecut ceva vreme de când n-am mai venit la lumea SEO.pc și mi-era dor de voi. E unul din evenimentele mele preferate, unul din evenimentele la care vin mereu cu drag și am în vedere că nu e Ionuț Munteanu în sală, e clar că nu o zic doar ca să mă dau bine pe lângă el. Chiar așa este. Bun, astăzi vom vorbi un pic despre piața auto din România, mai precis despre cum facem SEO pentru piața auto. Prezentarea pe care am pregătit-o pentru astăzi este structurată în felul următor. Am analizat un pic piața auto, autohtonă, din experiențele mele anterioare lucrând pentru această piață, cât și niște trenduri mai actuale. Și am încercat să găsesc un fel de sweet spot, să găsesc ceea ce nu se face la noi pe piața autohtonă din SEO, ceea ce ar trebui să facă și nu se face. Adică ce lucruri sunt pe placul lui Google, ce lucruri ar trebui să facem pentru a avea succes în SEO și nu sunt făcute pe piața autohtonă. Mai întâi câteva lucruri despre mine. Practic digital marketing de peste 9 ani, trist, dar adevărat, toți îmbătrânim, pe vari industrii, inclusiv, bineînțeles, cea auto despre care vorbim astăzi, public speaking de 4 ani și articole specialitate, trecem repede peste, asta nu e foarte interesant. Bun. Dacă v-aș putea întreba câți dintre voi considerați că ar fi necesar o scurtă introducere despre ceea ce înseamnă SEO, ceea ce este SEO. Nimeni. Eu. Unu. Excelent. Felicitări pentru curaj. Mulțumesc pentru mine din spate. Îmi vorbesc mai tare ca să auziți și voi? Excelent. Bun. Pe foarte scurt, ca la carte, ca la școală, Search Engine Optimization reprezintă toate acțiunile, toate activitățile pe care noi le putem face pentru a apărea mai sus în Google pentru anumiți termeni de căutare. Bun. Un consultant SEO foarte bun este urât de următorii oameni. De la managerul companiei până la femeia de serviciu. Dacă nu te înjură absolut toată lumea din firmă, înseamnă că nu ți-ai făcut treaba cum trebuie. De ce? Pentru că un SEOist foarte bun se implică în absolut toate toate elementele, toate departamentele, absolut tot ce ține de prezența online a site-ului, a serviciului respectiv, a platformei și așa mai departe. Ce nu este SEO? SEO nu este o poțiune magică, SEO nu este o soluție rapidă, foarte important, nu este un nice to have. Am întâlnit multe companii care au avut impresia că facem și SEO. Acum, dacă tot facem PPC și social media, ne contează un pic de SEO, o legătură de SEO. Nu este o soluție rapidă, adică nu mă pot duce la un specialist SEO să-i cer, uite, vreau să fiu pe prima pagină în 2 săptămâni pe cuvântul cheie ciocolată, vreau să mă aduci acolo în 2 săptămâni, altfel nu îți meriți banii, deci nu este o soluție miraculoasă. Și nu este un task de care se poate ocupa, secretara, asistenta managerului, băiatul de la calculatoare, băiatul de la imprimante și așa mai departe. Din nou, am întâlnit foarte multe companii în care managerii considerau că da, normal că facem SEO. Face băiatul care repare imprimanta, știe și el un pic, pricepe. Nu cred că, sau mă rog, sigur că poate face oricine SEO, asta e clar, oricine în fața pământului, dar nu recomand. Dacă vreți și rezultate. Bun. De ce ar trebui să ne pese de SEO, acum că am trecut peste această introducere? Studiile arată că poziția întâi
din Google, în general, atrage un CTR de 31,2%. Asta înseamnă că 31,2% din oamenii care execută o căutare dau click pe rezultatul întâi, pe primul rezultat care le apare. Urmează 2, 3, 4 și 5 din ce în ce mai puțin. Menționez aici că există o ușoară creștere pe rezultatul cu numărul 10. Este ușor de înțeles de ce. Oamenii, după ce se trec de primele 2-3 rezultate, dacă nu găsesc ce e interesat, scrollează până jos de la pagina numărul 2, să spunem, și ultimul rezultat este cel pe poziția 10. Dar este un increment foarte mic față de poziții de după 5. Asta înseamnă că peste jumătate din totalul de CTR de pe o pagină se duce în primele 3 rezultate. Și ca să vă puteți face un ușor calcul fiecare pentru sine ce înseamnă asta la nivel de trafic, aceasta este formula. Volumul de căutări pentru un anumit termen înmulțit cu CTR egal traficul pe care îl câștigați sau îl pierdeți dacă nu sunteți undeva acolo. Bun. Acum un studiu de la Comscore de anul trecut, din quarterul 3 al anului trecut, de unde se informează șoferii digitali. Adică, cei care caută informații despre industria auto, ce fel de site-uri vizitează. Site-ul numărul 1, 70% dintre cei care se informează folosesc Google, bineînțeles. Mai departe vin site-uri de retail general, site-uri de piese auto și așa mai departe. Dar Google este, cum este de așteptat de altfel, destinația numărul 1 pentru oamenii care caută informații de orice tip. De la service auto până la a-și cumpăra o mașină, piese, asigurări, orice, Google este the go-to place. Mă rog, dacă nu suntem în Rusia, unde Yandex este the go-to place. Sau Baidu, sau depinde de China, India, așa mai departe, unde suntem. Dar, în general, dacă suntem în lumea civilizată, folosim Google. Bun. Mi s-a părut o comparație foarte interesantă. Acesta este un grafic care arată căutările. Deci top 14 mărci care sunt căutate în Google. Adică acest chart răspunde la întrebarea care sunt cele mai căutate mărci de mașini în Google. De către români. După cum se vede, foarte, foarte sus în clasament, pe locurile 6 și 7, se situează BMW, Mercedes, Porsche. Sunt destul de sus. M-am gândit că ar fi interesant să compar aceste căutări cu vânzările. Adică după ce românii caută aceste mărci, ce cumpără de fapt? Vom constata că locurile 1, 2, 3, 4 sunt identice, deci ceea ce caută și cumpără. Începând cu locul 6, nu mai e chiar așa. Dimpotrivă, chiar există o discrepanță colosală între ceea ce caută și ceea ce cumpără. Cu alte cuvinte, Audi, BMW, Mercedes, Porsche, mai puțin sunt cumpărate decât sunt căutate. Este evident de ce este așa. Foarte interesant este că dacă veți căuta același, dacă veți face aceeași comparație pe o piață cum este Germania, de exemplu, nu se va regăsi chestia asta. În general, este un echilibru un pic mai mare între ceea ce caută. Oamenii acolo se pare că sunt un pic mai pragmatici, mai puțin visători. Noi, oricum, ne place să ne gândim, bă, și totuși ce ar fi dacă aș putea eu să-mi permit un Lamborghini? Ia să vedem cam cum ar fi. După aia, normal, ne trezim și ne dăm seama că, da, după cum credeam, pe jur, e foarte, foarte bun. Bun. Nu știu dacă se vede, îmi cer scuze dacă nu se vede, este scris pentru furnici. Cele mai populare site-uri auto din România. Cu mențiunea că poziția 9 și 17 sunt tăiate pentru că nu erau relevante pentru piața auto. Sursa este SimilarWeb, dar, după cum spuneam, 9 și 17 erau de jocuri sau ceva în genul ăsta și le-am tăiat. După cum se vede, foarte multe, chiar dominant de multe, sunt classifieds. Classifieds, adică site-uri de anunțuri, cum este mobile.de, cum este Autovit și mai departe. Locuri unde căutăm să cumpărăm mașini. Acestea domină piața auto, ceea ce mie mi s-a părut fascinant. De ce? Pentru că lipsesc foarte multe categorii de site-uri care în afară se regăsesc din abundență. Și anume, brandurile producătorilor lipsesc cu desăvârșire din orice clasament ai face de departe. Deci producătorii
nu sunt prezenți pe foarte multe căutări, de genul chiar mașini Ford, mașini Renault și așa mai departe. Dacia este singurul care se află pe locul 18. Și niște căutări organice efectuate pe Google vor confirma același lucru. Deci nu e doar algoritmul SimilarWeb greșit sau ceva. Nu, chiar așa este. Lipsesc reprezentanțele. Reprezentanțele nu au site-uri foarte puternice. Lipsesc site-urile cu user-generated content de review-uri. Deci site-urile de review-uri despre mașini, despre piese auto, despre orice. Site-urile de content, în general, nu prea există. Există doar câteva și sunt mari, de genul Ford Tuning, promotor și așa mai departe, dar în rest, site-urile și blogurile de content sunt foarte, foarte, foarte slab reprezentate în Google, deși ele există. Site-urile de comparatorile de prețuri, practic, care, din nou, în piețe precum UK, Olanda și Germania sunt foarte populare la noi și America, la noi lipsesc. Calculatoare de consum, din nou foarte, foarte, foarte puține, chiar căutând consum combustibil Ford, Mondeo, nu găsești destule opțiuni de a face asta. În afară există comparatoare de combustibil și chiar destul de bine optimizate și destul de bine făcute și user-friendly. Și site-uri de service, din nou foarte, foarte, foarte prost reprezentate în SERP. Eu am considerat că acestea sunt nu neajuns al pieței, ci o oportunitate. Pentru toți cei care sunt interesați, marketeri sau deținători de firme, aceste tipuri de site-uri atrag foarte mult clienți, atrag trafic, sunt o oportunitate foarte, foarte, foarte bună, sunt foarte valoroase pentru a prinde clientul în vari etape ale purchasing funnel-ului de care ale purchasing cycle-ului de care ne spunea mai devreme Andreea. Deci eu recomand cu toată căldura, indiferent ce cu fel de companie reprezentați pe piața auto, să vă gândiți serios la a vă construi un asemenea site sau măcar o asemenea secțiune sau un subdomeniu, oricum undeva unde să aveți astfel de content. Bun. Acum drum cu prioritate SEO. Acum intrăm cu adevărat în ceea ce spuneam mai devreme, că reprezintă recomandările mele, lucrurile care nu prea se fac pe piața de SEO pe piața auto de la noi, dar ar trebui să se facă pentru a avea succes în motorul de căutare. Și asta se vede, pentru că site-urile care domină sunt site-urile de classifieds, acelea de anunțuri și cam atât. În rest, majoritatea site-urilor de auxiliare, să spunem, sunt foarte prost reprezentate în Google. Link building. Va veni mult scris, dar voi încerca să compensez prin prezentarea mea extraordinară. Link building. La capitolul link building, din ceea ce am văzut eu, site-urile auto stau destul de prost. Și anume, nu se prea face link building sau nu se face link building așa cum îl înțelegem noi cei care suntem obsedați de SEO. Adică nu sunt căutate site-uri relevante pentru nișa auto. Deci nu sunt obținute, sunt obținute link-uri din site-uri de știri, din site-uri generice, din forumuri, chestii foarte haotice, care denotă o lipsă de strategie la nivel de link building. Adică pe scurt nu se face link building, doar se obțin link-uri și există o diferență. Aici recomandarea mea este folosirea OSEO-ului, Mozo Open Site Explorer, în care sau nu recomandare, este cumva imperativ, în care se pot verifica metricii de calitate ai unui site. Acolo, practic, hotărâm ce fel de link-uri ar trebui să construim, ce fel de link-uri ar trebui să evităm. Din ceea ce am studiat, eu am observat că nu cred că se folosește acest tool foarte des, pentru că oamenii nu par a căuta link-uri foarte valoroase, ci doar cei care caută doar link-uri, cantitativ. Metricii pe care îi urmărim sunt popularitate, autoritate și trust. Foarte important, link-urile obținute să fie de pe IP-uri unice și de pe C-block-uri diferite. C-block-urile sunt dintr-un... știți că fiecare IP, îmi cer scuze pentru cei care nu știu, probabil că ar fi o informație utilă, fiecare IP este de forma 100.94.15 și așa mai departe. C-block-ul este cel care vine primul, înainte de ultima grupare, ultimele trei cifre, cum ar veni. Acelea dau unicitatea unui server, să spunem așa. Adică Google, cu alte cuvinte, caută ca fiecare link pe care îl obținem
să fie diferit de altul. Deci el caută să nu fie de pe același site, să nu fie de pe același server, să nu fie de pe același IP, să-i se pară lui că noi primim link-uri de la cât mai mulți oameni diferiți care nu au nicio treabă unul cu altul, practic. Asta este ceea ce încearcă el să urmărească. Sunt numărate și link-urile nofollow. Asta vine din cel mai recent studiu efectuat de Moz. Apropo de semnalele de ranking, există un mit sau mai degrabă o mantră la nivelul SEO-iștilor care spune nu căutați link-uri nofollow. Dacă vă interesează ranking-ul, vă interesează SEO, nu luați link-uri nofollow. E aparent, chiar și link-urile nofollow au o oarecare valoare. Sigur, nu la fel de mult ca cele dofollow, dar au valoare și este bine să existe și acestea. Textele Anchor eu recomand să fie cât mai variate, și anume formula 1 la 3, adică pentru fiecare un link obținut cu text Anchor cu cuvinte cheie în el, eu recomand ca alte 3 să fie construite cu cuvinte generice, de genul click aici, aici și așa mai departe, care nu sunt la fel de valoroase pentru SEO cu siguranță, dar dau impresia de organic. Ceea ce trebuie să înțelegem în Google este că hoțul neprins este negustor cinstit. Cu alte cuvinte, trebuie să facem lucrurile cât mai mult neorganic, dar să pară cât mai organic. Deci pentru Google să pară că este cât mai uman totul, deși evident nu este. Link velocity, din nou, o greșeală foarte frecvent întâlnită, pe care am văzut-o și la site-uri mari, de genul Autovid. Au momente în care construiesc foarte multe link-uri, sau obțin link-uri, întâmplător sau nu, dar se întâmplă. Adică, pe o perioadă de o lună, se hotărăște cineva, află, vine cineva la lumea SEO PPC de la Autovid și spune, băi, știi ce, gata, l-am auzit pe tipul ăsta care a zis că trebuie să avem link-uri. Hai să facem link-uri. Toată lumea se entuziasmează, o lună se bagă link-uri la greu, unele se plătesc, unele se contează. Important să vină link-uri către site. Rezultatul este unul prost, pentru că Google ține cont destul de mult și de acest link velocity, adică de rapiditatea și frecvența cu care sunt construite link-urile. Dacă ai o campanie one-off, în care o lună construiești link-uri, după aia 6 luni te culci, este foarte prost. Adică, sincer, mai bine să nu ai link-uri decât să spamezi cu link-uri o lună și după aia să uiți să mai construiești altele. Cel mai indicat este să construiești link-uri treptat pe o durată destul de lungă de timp, preferabil care să nu se încheie niciodată. Internetul nu se epuizează, vor exista mereu surse de link-uri. Bun. Câteva idei de link building pentru cei care nu au idei. Aici, din nou, observ pe piața în general din România, nu numai cea auto, că este lipsă de idei. Oamenii nu prea au idei de a face lucruri interesante. Se pot face o groază de lucruri, contentul în general se poate construi. Gândiți-vă la nu știu dacă câți dintre voi au auzit de Will It Blend. Este un retailer de blendere care s-a gândit să-și facă această campanie, Will It Blend, și uploadează videouri pe YouTube în care ei aruncă în blender vari produse. De la haine până la, am văzut, am dat un iPhone. Și pun întrebarea, Will It Blend? Rezultatele sunt variate. Unele chiar blend, se întâmplă să, din acel obiect să se creeze o pastă interesantă, altele sunt dezastroase, de la arderea iPhone-ului tot cu blenderul. Dar ceea ce obținei prin asta este, bineînțeles, efectul de viral. Este foarte share-uită campania, este foarte discutată online, este premiată, este, bineînțeles, link-uită și este un mod foarte interesant de a face content pentru o nișă altminteri destul de plictisitoare. Blender. Dacă m-ați întreba content pentru Blender, dificil, într-adevăr. Dar ideea există și, indiferent cât de plictisitoare ar fi industria, e bine să gândim outside the box. Cu atât mai mult cu cât industria auto, pe care vorbim astăzi, nu este una plictisitoare. Chiar deloc. Adică este una destul de interesantă, discutată, incită reacții, incită păreri, mai ales de la segmentul masculin. Prin urmare, potențialul există acolo. Nu putem spune că vorbim despre o nișă plictisitoare. Cum sunt, de exemplu, produsele bancare, produsele de asigurări și așa mai departe, care sunt dramatic de plictisitoare.
Bun. După link building, trebuie automat să ne gândim la social media. Garantat. Ceea ce din nou nu înseamnă că na, băiatul de la PR pune și el 3 update-uri pe pagina de Facebook. Am lansat nu știu ce chestii, am pus nu știu ce produs pe piață, am scos 2 bujii noi. Nu asta înseamnă social media. Din punct de vedere Google, din punct de vedere algoritm, care sunt lucrurile care contează? Acolo sunt puse în ordine ierarhică. Așa cum contează ele pentru Google, după cum s-a constatat din studierea pieței de către vari profesioniști din domeniu. În primul rând, totalul de interacțiuni de pe Facebook. Adică cele mai importante este suma tuturor interacțiunilor. Like plus share plus comment plus mention plus tag. Google se uită la totalul de interacțiuni și dă un anumit punctaj, să spunem, o anumită valoare unui brand. Apoi, share-uri de Google Plus. Google Plus, pentru cine nu știe, este un fel de ruda săracă a Facebook-ului. Este un fel de Facebook made in China. Este al Google-ului. Made in China, bineînțeles, între ghilimele, e făcut în Silicon Valley. Dar ei prin asta au încercat să rivalizeze cu Facebook la capitolul social media și au eșuat lamentabil. Dar foarte important este că ei, prin efectul pe care îl are G+ asupra SEO, asupra rankingului, reușesc să rămână cât de cât relevanți cu această rețea socială. Și eu recomand folosirea acesteia, deși personal nu-i văd rostul, pentru că este un Facebook mai prost, pur și simplu. Dar, din punct de vedere profesional, este un tool foarte valoros și merită exploatat. Acum, nu știu cât timp va mai fi cazul, pentru că există o discuție acum chiar foarte, foarte actuală, în care se pare că Google a început să mai dea un pas înapoi cu promovarea foarte agresivă a G+-ului. Adică a început să scoată anumite funcții din algoritmul de ranking și chiar altele a început să le scoată de tot din listare, din pagina de rezultate. Dar încă este unul dintre cele mai importante semnale sociale pe care Google le folosește pentru SEO. Apoi vin Facebook Share și Likes. După cum vedeți, like-urile totuși destul de jos, apropo de concursurile acelea turbate cu like-uri. Haideți să facem concurs de like-uri, dați like și câștigi și intrați în extragere. Sunt destul de jos față de share-uri, de totalul de interacțiuni și chiar de share-urile G+. După aia vin comentariile Facebook, share-urile de pe Twitter, ceea ce la noi, din păcate, nu prea se practică. Twitter-ul nu este o rețea socială foarte, foarte populară. Dacă vă scăpați sticlele pe jos, înțeleg că ați dormit deja. Mai continui. Bun. 7 și 8 sunt foarte interesante, în sensul că sunt numărate ca semnale sociale și numărul de menționări exacte ale domeniului. Adică, aceasta este o formă de link building fără link-uri, așa aș numi eu. Este o formă în care cineva îți menționează domeniul www.autovic.ro, dar nu îți dă un link. Deci doar este text HTML pur, fără niciun fel de link. Acest lucru este calculat și dă valoare SEO. Din nou, o chestie pe care pe la noi n-am prevăzut-o, se pare că nici organic oamenii nu menționează foarte des un URL fără să linkuiască. Poate este și din pricina platformelor pe care scriu, se linkuiesc automat, dar și acestea au valoare, nu le-aș ignora pentru SEO. Numărul de menționări parțiale ale domeniului, exact la fel, adică dacă zicem autovit.ro sau doar autovit, din nou Google știe să interpreteze asta ca fiind brandul nostru. Merge 5 minute, nu? Dacă nu, eu nu se aici, nu mi-a nimeni microfonul. Pinterest shares, LinkedIn shares, Facebook comment box, dacă avem Open Graph-ul instalat pe site și dacă folosim comment box-ul de la Facebook și acesta este luat în considerare. Bineînțeles, dacă se pretează să avem comentarii pe site-ul nostru.
Voi trece destul de repede prin partea tehnică. Este important să avem file size-ul sub 100 de K. Unde este posibil, aceasta este limita recomandată, foarte, foarte, foarte rar se întâmplă să ajungem măcar aproape de această limită. Dar important este să nu avem o pagină care se încarcă în, nu știu, 8 secunde și are 10 mega. Asta este deja dezastros. De ce? Pentru că după cum arată studiile de la Kissmetrics, o singură secundă delay pe un site de e-commerce duce la 7% scăderea conversiilor, ceea ce este uriaș. 7% pentru fiecare secundă irosită, fiecare secundă în plus. Teoretic ne-am gândit diferența între o secundă și două secunde nu e așa mare. Nici între o secundă și trei secunde pe urmă. Dar este, contează, 40% dintre oameni abandonează un site dacă se încarcă mai greu de 3 secunde. Din nou, o chestie care la site-urile noi, site-urile auto la noi, nu prea, de care nu prea se ține cont. Site-urile se încarcă destul de greu, sunt destul de mari paginile, există mai multe soluții care se pot folosi. Nu voi intra în detalii, dar vă recomand cu toată căldura să profitați acest lucru, pentru că este un factor care contează, are importanță și din nou pe piața de la noi este destul de ignorat. Deci încă este o oportunitate pe care lumea nu prea o abordează. Tool-urile sunt Pingdom, PageSpeed Insights, GTmetrics și Firebug. Acestea cred că sunt cele mai bune tool-uri, sunt gratis toate. În afară de Pingdom, care au și un plan premium, dar pentru a verifica pur și simplu viteza de încărcare one time, deci nu au, fără a realiza o campanie de durată, se poate folosi și varianta gratis a Pingdom și este foarte bună. Semantic Web. Din nou, aici chiar intrăm într-un domeniu în care nu se prea bagă mai nimeni de pe piața auto din România, nici măcar jucătorii mari. Sau mai are jucătorii mari. Jucătorii mici, unii mai au habar de asta, jucătorii mari cu siguranță nu. Microdata. Microdata, pe foarte scurt, este un set de, sau reprezintă un set de coduri, snippeturi de cod, să spunem, care pot fi adăugate la site pentru a-i spune lui Google despre ce e vorba în site. De exemplu, poate fi tăguită secțiunea de rating, de comentarii, secțiunea de review-uri, sunt tot felul de astfel de secțiuni care pot fi tăguite cu aceste scripturi, să spunem. Îi spun lui Google despre ce este vorba în site și unele apar chiar în listarea organică în Google. La noi, destul de puțin, am văzut, în special rating-uri, acele apar, dar în rest nu prea apar marcajele de microdata, dar pentru SEO este foarte, foarte bine și destul de important să le folosim. Co-citation, co-occurrence. Co-citation este o altă formă de link building fără link-uri și anume, Google consideră în felul următor. Dacă eu am un site A și dau un link către site-ul B și apoi către site-ul C, el va înțelege că între B și C există o oarecare legătură. Că eu nu dau link-uri aiure, consideră că eu dau link-uri numai pe subiectele mele de interes. Prin urmare, B și C au o oarecare legătură. Deci chiar dacă B și C nu își dau un link unul altuia niciodată, Google înțelege ca un fel de quasi-link, ca un fel de pseudo-link, o jumătate de link, faptul că eu am între B și C, faptul că eu am dat un link către B și către C. A fost cât de cât clar? Bun. Sper. Va fi un test din asta. Co-occurrence. O altă chestie mai ciudățică și mai nouă în lumea SEO, acest co-occurrence, și anume din nou Google se uită într-o pagină și vede cât de apropiate sunt anumite cuvinte cheie unul de celălalt. Adică, dacă eu am piese auto și bujii foarte aproape unul de altul și un concurent al meu are piese auto și bujii mai depărtate, unul de cele două cuvinte cheie unul față de celălalt, eu voi avea de câștigat. Bineînțeles, nu se va întâmpla niciodată eu să am doar asta ca diferență și să cresc în ranking, pentru că am mai auzit
întrebări la vari discuții pe tema asta, lumea mă întreabă, păi bine, dar uite, eu fac chestia asta și tot sunt după autovit. Un singur element de genul ăsta nu te va ridica, dar toate împreună îți vor ridica considerabil scorul de SEO. Structured citations, la noi din nefericire nu prea există agregatoare externe foarte valoroase. La ei există, la americani, listări de business sunt astea, vari cataloage în care îți poți înregistra firma cu nume, adresă și phone, ceea ce numesc ei NAP. Mă rog, e un acronim pentru name, adresă, phone. Există și la noi câteva, pentru piața auto, nu știu de vreunul să fie foarte bun, majoritatea sunt spam. Dar dacă găsiți aceste agregatoare, vă recomand să le treceți și să le treceți consistent. Pentru că, după cum vedeți, și consistența în felul în care vă treceți numele, adresa și telefonul contează pentru Google. Cu alte cuvinte, dacă el vă găsește brandul pe 15.000 de agregatoare și peste tot aveți alt număr de telefon, pentru că, na, odată l-ați dat pe al managerului, odată pe al directorului de marketing, s-a schimbat directorul de marketing, ați dat pe al altui director de marketing, nu este văzut foarte, foarte bine de către Google. Și ultimul și cel mai important, bineînțeles pentru că este ultimul, content. După cum vă spuneam mai devreme, foarte, foarte puține site-uri de anunțuri, e-shop-uri de părți auto, de piese de schimb, site-uri din domeniul auto, foarte puțin fac content. Nu fac bloguri, nu fac review-uri de mașini sau de piese, nu fac absolut nimic pentru a-și promova, pentru a se promova prin content. Ceea ce cred că este o greșeală fundamentală, după cum ați auzit și mai devreme la prezentarea despre inbound marketing, contentul este foarte, foarte, foarte important. Nu putem avea acel life cycle management, acel purchasing cycle management, dacă nu avem content pregătit pentru a răspunde acestei nevoi a clienților. Avem nevoie de foarte mult content, trebuie să fie, trebuie să găsim multe, cât mai multe moduri de a face. Fie că avem un blog, fie că avem un white paper, fie că avem niște documente downloadabile sau de preferat toate la un loc. Review-uri, din nou, românii de obicei se feresc de review-uri, asta am observat și la e-shop-uri, la toată lumea care am vorbit. Da, dar n-am vrea să zică lucruri nasoale despre produsele noastre. Este foarte rău pentru că Google vede foarte, foarte, foarte multă valoare în review-uri. De ce? Pentru că în afară oamenii se ghidează foarte mult după aceste review-uri. Și atunci Google a înțeles că, ok, dacă vrei să ai produse bune, dacă ai produse bune, înseamnă că o să ai și review-uri multe. Și da, vor exista oameni care vor da 2 stele, o stea, vor exista și oameni care ne vor spune că produsele nu sunt bune. Dar, din experiența mea, oamenii care pentru fiecare om care depune un review prost, există 2-3 cel puțin care depun un review foarte, foarte bun. Cel puțin. Și de obicei trolii sunt puțini care fac efortul ăsta, doar să ducă acolo și să zică ce produs prost, ce nașpa sunteți. De obicei oamenii care chiar s-au bucurat de produsul respectiv vor depune efortul și vor lăsa un review pozitiv. Poftim? De obicei oamenii supărați scriu un hate mail, se duc pe Facebook, înjură. Am văzut puține review-uri cu adevărat de troll, știi? Adică review-uri chiar supărate pe viață. Știu că există. Dar tocmai din cauza asta este bine să încurajăm clienții să ne dea review-uri, să facem campanii de emailing după ce au cumpărat de la noi, să le explicăm, uite, vină la noi, lasă-ne un review, să facem programe de pampering și așa mai departe prin care să invităm să le lase review, pentru că astfel crescând, dacă nu facem nimic și doar lăsăm secțiunea de review-uri acolo, da, există posibilitatea să fie asaltată de troli și să ne trezim numai cu review-uri de o stea. Dar dacă noi, asta era și ideea, trebuie să nurture această, să creștem această comunitate de review-uri, astfel încât oamenii să vină și să ne lase review-uri, sigur, unele de 5 stele, unele de 4 și 1-2% o să ne lase și review-uri supărate, pe care nu le cenzurăm doar pentru că ne supără, dacă nu conțin obscenități. Pentru că am văzut și am lucrat la un dat e-shop, care exact aceasta era politica, bine, facem review-uri, dar tot ce e sub 4 stele ștergem. Nu contează cât de acurate sunt. Și bineînțeles că nu mai contau review-urile, că nu mai aveau nicio valoare, nicio relevanță. Bun.
idei pentru obținerea de review-uri, cum spuneam, remarketing, e-mail pentru clienții vechi, follow-up e-mail după achiziție, concurs de reviews sau oferire de produse, servicii, orice am oferit noi spre testare, bloggerilor de nișă, oamenilor care scriu despre asta, varilor persoane de pe forumuri și așa mai departe. Foarte scurt, este foarte important să fie site-ul ori responsive, ori reactive. Mi-au tăiat microfonul, dar tot vorbesc. Site-ul să fie adaptat pentru mobil. Neapărat să fie adaptat pentru mobil. 61% dintre vizitatorii pe mobil care nu găsesc un site optimizat preferă să meargă la concurență și asta o spune Google, nu o spun eu. Concluziile sunt cele pe care le-am spus și până acum. Content. Foarte, 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 foarte important. Nu merge. Ah, da. Mi l-au plătit acum, că mă opresc. Pe foarte scurt, folosiți aceste patru tactici pentru că pe piața auto este nevoie de așa ceva, pentru că, sau mai bine nu este nevoie, ci este oportunitatea de a face asta, pentru că nu există o concurență foarte serioasă. Deci foarte important aceste patru lucruri, plus ce spuneam mai devreme, acele tipuri de site-uri care pur și simplu nu există la noi. În general sunt de content, comparatoare de preț și așa mai departe. Nu există. Oamenii care lucrează în industria auto nu gândesc în general outside the box, ceea ce este pierderea lor și o mare oportunitate pentru jucătorii mai mici. Vă mulțumesc, rămân prizonierul vostru pentru întrebări. Patru întrebări. Tu? Da. Știm că e piața destul de competitivă pe domeniul ăsta, dar de ce marile brand-uri nu sunt totuși în topul căutărilor care îmi motivă? Pentru că marile brand-uri nu prea se orientează în general către search. Ei pierd pur și simplu din vedere acest lucru. Din cauza varilor lucruri. Din experiența mea am văzut două motive. Unul este vine tactica din afară, de la brandul mamă, din alte țări, fă așa, că așa știu eu că merge și de obicei nu este adaptată pieței locale, nu se fac studii de ce face concurența așa mai departe, nu se face competitive research, este doar adaptată o formulă care la noi nu merge. Și al doilea motiv, oamenii foarte mulți se gândesc, oricât de primitiv ar suna, lumea știe că-s BMW, ce Dumnezeu, nu trebuie să mai fac SEO, da? Cine, toată lumea știe cine e BMW-ul, nu o să mă găsească ei cumva. Sigur. Cu siguranță este o piață de second hand. Da, și de ce să se promoveze brandurile când aia... Da, numai că, vezi, brandul este cel care, până la urmă, da, e o întrebare bună. Nu, brandul este imperativ să fie pe prima poziție atunci când caut mașini Ford, pentru că el este cel care mă convinge. Chiar dacă cu precădere suntem o piață de second hand, după cum ai văzut, vânzările acelea erau pentru de mașini noi, nu de mașini second hand, cele din graficul meu. Mașinile noi se vând la nivelul miilor, zecilor de mii de unități și nu second hand, ci la prima mână. Pe mare, brandurile eu cred că au o miză cu atât mai mult cu cât piața este una second hand, să fie prezenți și să ia fața cât mai mult dealerilor mici care, sau mă rog, dealer second hand și așa mai departe. Mai ales brandurile care nu sunt de lux, bineînțeles. BMW poate un exemplu prost, dar Dacia, Skoda, nu știu, Opel, care au și modele mai joase ca preț, cred că au o miză destul de importantă să fie prezente acolo. Da, nu se poate, că practic nu înțeleg care este sensul, ce se așteaptă. Bun, caut mașini Ford și ce mă aștept să fie Ford.com primul site? Până la urmă, cred că... Sau Ford.ro, mă rog. Cred că toată lumea știe, inclusiv Ford, mașinile se vând prin dealer. Deci dacă mie, ca căutător, îmi dă site-ul brandului mamă, cu ce mă ajută? Păi nu este... Eu oricum o cumpăr de la dealerul din colț. Eu când, deci... da, eu când sunt în procesul de căutare, este irelevant specificul de cumpărare. Pe mine mă interesează contentul. Și Google vede asta. Google evaluează calitatea unui site în baza parametrilor. Păi, tata, căutarea asta mașină Ford este o căutare foarte generală. Corect. Nu poți să știi în ce sta faza de cumpărare. La început cel mai probabil. Oricum e greu de identificat asta. Și atunci la o căutare atât de generală... Da, orice,
orice site, scuze când rog, orice site, te întreb eu ca să nu întrebi pe mine, orice site care nu se găsește prima, pe prima poziție, nu pe prima pagină, pe prima poziție, la căutări de brand, are grave probleme de SEO. Căutările de brand sunt cele care ar trebui să te ducă, primul rezultat să fie site-ul brandului tău, automat. Este... Sunt foarte mulți care merg pe brand. Pentru că și dealerul din colț o să-și facă SEO tot pe mașini Ford, nu? Corect, și dar bugetul Ford nu se compară cu dealerul de la colț. Păi da, dar este foarte difuz. Dealerul o să fie foarte împrăștiat, ca să zic așa, ca și entitate, prin morman, prin marea de dealer. Și atunci nu cred că ar fi suficient de relevant din punctul ăsta de vedere. Asta e părerea mea. Ce, scuze, n-am... Deci nu cred că ar fi Google ar considera site-ul tocmai este problema, suficient că nu... de relevant. Păi tocmai, pentru că nu se bagă, nu se depune efort pentru a promova acel site, pentru a-l face eficient din punct de vedere SEO. Orice site poate fi optimizat. Depinde doar de cât efort ești dispus să depui. Cu atât mai mult tu care ești ownerul brandului. Adică, asta spuneam, e, dacă este hijacked brandul de către alte site-uri decât tu care ești owner, este o foarte gravă problemă de SEO asta. În orice domeniu, nu numai în domeniul auto. Cred că asta a fost celălalt. Mai am o întrebare. Zici ceva la tehnic acolo, că pui content înaintea codului? Am citit bine? Că nu mai știu. Metoda SOC. Stai, te referi la microdata? Nu, după, la tehnic, aveai... La tehnic, stai. Uite acolo, era la speed. Nu, la speed era, da? Așa, bun. Așa, uite acolo, la ce putem face? Da. Ai zis prioritizarea? Da, exact, source-ul content. Da, este o tehnică prin care, nu punem content înainte, este o tehnică de prioritizarea încărcării prin cod, deci din cod îi putem spune site-ului, să încarce textul înaintea codului. Este pe acest site, o să găsești mai multe informații despre cum se face chestia asta. Deci nu e vorba de plasarea lui fizică, ci de prioritizare la încărcare. Asta mărește viteza de încărcare. Cred că asta au fost cele două spre 5 întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul speaker din seara asta este Iulia Condor. Este pay-per-click marketing specialist la Business Results și o să ne vorbească în seara asta despre un studiu de caz, cum să faci PPC marketing pentru autonom rent-a-car. Bună seara! O să trecem puțin de la vânzarea de mașini la închirierea de mașini. Iar în seara asta o să vorbim un studiu de caz despre cum facem noi, practic, în agenția noastră, pay-per-click pentru autonom. O largă mintea banii, am scris un slide și despre mine. Pe scurt, am contact cu zona PPC în iarna 2013, prin intermediul Google Online Academy. Din 2014 am intrat în echipa Business Results și de atunci meșteresc împreună cu colegul meu campanii pe finance, autoconstrucții, produse pentru copii, deci nimic pentru fete. Despre business-ul autonom, momentan au 41 de centre în 28 de orașe, deja cu perioadă națională. Se laudă cu ofertele de peste 2000 de autoturisme noi, adică ele au vechimea mai mică de 2 ani și oferă și servicii de tip leasing operațional. Oricum, avantajul competitiv principal este că flota este prezentă la nivel național și este distribuită uniform pe teritoriul țării. Câteva cifre despre evoluția autonom până în 2014, cota de piață de 25%, graficele sunt ascendente, cifre de afaceri de 11,5 milioane de euro și previziuni optimiste pentru viitor. Tendințele de piață, cum spuneam, sunt de expansiune, datorită creșterii numărului de zboruri, a
astăzi un euromonitor, în sursa este euromonitor. Practic, această creștere este determinată de creșterea de numărul de sosiri internaționale și creșterea zborurilor, în special de segmentul low cost. În ceea ce privește targetul și obiectivele business-ului autonom, targetul este format în pondere de 20% din consumatori B2C și target B2B 80%, deci practic clienții care cântăresc cel mai mult sunt persoanele juridice. Clar, obiectivul de business este atragerea de clienți, indiferent de zona geografică și care își doresc să închideze o mașină pe teritoriul României. Iar obiectivul nostru principal de AdWords, pe care îl urmărim și îl vizităm noaptea, practic, este urmărirea unui raport de 20, maxim 25% dintre costul de promovare, costul investit de client și valoarea generată a conversiei, valoarea rezervării făcută pe site. Un al doilea indicator pe care îl urmărim cu strictețe este Search Impression Share și ne-am propus să avem un search impression share pe cuvintele pe care le targetăm de peste 60%. Se pare că în 2015 o să ne iasă. Suntem aproape, până acum avem undeva la 57%. Să vedem cum stăm la capitolul competiția. Din piața auto, mai ales rent a car, competiția este foarte mare. Sunt aici prezente pe o hotare generală. Este un keyword short tail, deci foarte general. Se afișează foarte mulți competitori internaționali cu bugete de marketing imense. Nu poți decât să concurezi cu rental cars, cum Com sau Argus Car Hire, care sunt foarte cunoscuți. Și piața mai e presărată și cu companii puțin mai obscure, ca să zic așa. De ce le spun obscure? Pentru că, sincer, la un preț de, să zicem, 8 euro închiriere mașină pe zi, ceva nu se pare regulă, sincer, și nu știu cum ar putea să faci o propunere din asta de vânzare. De aceea, noi nu ne poziționăm pe astfel de căutări, încercăm să ne găsim piața mult mai relevantă și să targetăm cuvinte cheie long tail, adică cuvinte mult mai specifice. Un exemplu ar fi închirieri auto aeroport Otopeni. Sunt mult mai specifice și, în primul rând, relevante pentru noi. Hai să facem o căutare pe brandul autonom, să vedem cum se poziționează în organic, să zic așa. Se poziționează foarte bine, din punct de vedere SEO, dar să vedem din punct de vedere SEM ce se întâmplă. Clientul nostru a hotărât să nu liciteze pe brand și respectăm foarte mult decizia. Deocamdată la capitolul SEO e ok. Hai să vedem totuși ce are de pierdut autonom în fața celor de la rentalcars.com. Păi, în primul rând, hai să ne uităm la Unix Selling Proposal. Se poate observa clar că în cazul primului anunț plătit sunt prezentate mult mai detaliat beneficiile. Ai și sightings, ai și ofertă, aici nu avem ofertă specială, dar de obicei se afișează și ofertele speciale, pe când singura informație disponibilă despre autonom, rezultatele organice, sunt e faptul că se ocupă cu închiriere de mașini în România și închiriază mașina pe prețuri mici. Deci dacă e să facem o comparație între cele două, la punctul meu de vedere, pentru că îmi oferă mai multe informații, va câștiga primul anunț. De asta, de obicei, noi recomandăm clienților noștri să liciteze cu brand. Și de ce? Pentru că face concurența care licitează și ea la rândul ei pe brandul tău să plătească mai mult. De ce? Pentru că oricât de mult a licita concurența pe brandul tău, tu vei avea întotdeauna un quality score mai mare decât ei. Deci, de relevanță mai mare. Nu au cum să-ți fure ce e al tău, practic. Și prin faptul ăsta tu te și protejezi de ei. Și pentru că zona auto e industria unde chiar cred că contează să te afișezi pe primul loc. Hai să vedem pentru cine e familiarizat cu site-ul. Site-ul autonom
are o conversie, mă rog, procesul de conversie e din 3 pași. Primul pas presupune selectarea locației de preluare, respectiv predare și datele în care vrei să faci rezervarea. După care alegi casa, screenshot-ul ăsta mi se vede foarte bine, jos, dacă dai scroll, sunt împușate practic toate clasele de mașini. În momentul în care tu selectezi una, în care dreapta ți se afișează detaliile și prețurile și costurile totale. Iar pasul 3 presupune completarea unui formular simplu, l-am simplificat cât de mult s-a putut, pentru un grad cât mai mare de completabilitate, ca să zic așa. Iar în momentul în care formularul completat este este trimis, se apasă butonul rezervă, se afișează un thank you page în care sunt care registrează de fapt conversia și cât și valoarea ei. La capitolul tracking și măsurare, pentru că nu facem absolut nimic fără să măsurăm, pentru că e ca și cum am jucat baba oarba, am ales o soluție foarte cunoscută, practicată de mulți advertiser. Am ales Tag Manager pentru implementare coduri. E un tool foarte util în care, practic, am încărcat și codurile de conversie din AdWords, am încărcat și Google Analytics și, foarte important, codul de remarketing. Și am mai făcut încă ceva. Am folosit Marketizator. Pentru cine nu știe, nu știu dacă ați auzit de el, e un tool dezvoltat în România și îți permite să faci survey o șantă de bunii pe site, practic să afli ce se întâmplă pe site. Ai să testate diverse mesaje, practic primul de sus vrea să testeze dacă site-ul e suficient de detaliat, dacă utilizatorul are nevoie de informații suplimentare, iar celelalte două practic sunt pentru colectare de lead-uri sau potențial interesați. Este un tool foarte, foarte util. Noi ne jucăm foarte des cu el și ne place foarte mult. Așa, pentru clientul nostru, o să vorbesc foarte, foarte pe scurt de structura campaniilor AdWords, pe care am început-o ca să fie foarte relevantă, deci foarte granulară. Avem 3 tipuri de campanii, poate că foarte mulți le cunosc, search, ne focusăm pe o campanie continuă, targetare, fără targetare pe brand, scuze. Display sunt campanii limitate, le folosim doar pentru notorietate și atunci când apar oferte speciale. Iar campania de marketing este la fel continuă, nu este focus principal, este mai redus și bugetul implicit este mai limitat. Tipurile de targetări sunt cele bine cunoscute, geografic după limbă și ambele device-uri. În ceea ce privește campaniile internaționale, am decis să ne extindem campaniile pe țări specifice și, practic, noi targetăm utilizatorii din țările respective care caută să închirieze pe teritoriul României. Deci, targetăm doar țara corespunzătoare, cu excepție e campania de Germania, care am pus și Austria pentru că fiind limbile asemănătoare, am zis că se potrivește. Targetăm utilizatorii de vorbitori de limbă oficială a țării respective, dar și limba română, pentru că ne gândim la românii aflați în străinătate, care probabil vor să se întoarcă acasă. În vacanță sau de tot. Segmentată în două grupuri diferite sau în așa? Este segmentată, practic, de vorbitorii de limba română versus vorbitorii de germană, de exemplu. Nu, sunt în același lucru. În aceeași campanie, scuze. Iar la nivel de campanie segmentăm pe 3 grupuri diferite. Practic, încercăm să acoperim modurile de căutare. Un ad-ul dedicat aeroportului, aeroport România, ad-ul cu limba țării și ad-ul în română. În ceea ce privește structura, structura campaniei pentru România, aici e o chestie foarte, foarte stufoasă.
28 de orașe cu agenția autonomă înseamnă automat 28 de e-grupuri specifice pe fiecare localitate în parte. Iar acestora 28 se mai adaugă și grupuri generale de rent-a-car sau închiriere mașini, în care practic sunt incluse keyword-uri din aceleași short, foarte generale, dar prospectăm piața și căutăm tot timpul idei sau nebini idei întâlnire la trendurile de acolo, în care, mă rog, bătălia e mare, bidurile sunt și ele mari. Așa, iar targetarea pentru România se face doar cu mesaje de limba română. Am încercat să implementăm și idei care ne-au venit ulterior. În sensul că, pe lângă clasicele liste de remarketing, pentru campanie de remarketing de 30, 90, 60 de zile, am încercat să configurăm niște liste cu oameni care au selectat o anumită clasă de mașină de pe site. Practic și-au manifestat interesul față de clasa respectivă. Și atunci am zis să mergem la ei cu un mesaj personalizat. Așa că am configurat din platforma AdWords aceste liste pe 30 de zile inițial, după care am zis să venim cu un mesaj personalizat. Listele nu s-au populat instant, evident. Prima dată s-a populat lista de pentru clasa Small, din care face parte Fiat Panda, și Dacia Logan, care face parte din clasa Economy. Listele s-au populat, am primit campaniile pentru aceste două liste și am constatat un CTR mult mai, adică mai ridicat decât în campaniile tradiționale de remarketing. Pentru că fiind vorba de display, practic, de bannere, CTR-ul este automat mult mai mic față de search, unde interesul este clar manifestat prin căutarea și prin cuvântul cheie pe care caută vizitatorul. Așadar, e o idee pe care pentru noi a funcționat și de ce nu poate funcționa și pentru alții. În ceea ce privește rezultatele obținute, trebuie să recunosc că e un business pentru care sezonalitatea influențează foarte mult. În sensul că oricât ai strădui tu în lunile de iarnă, care sunt cele mai puțin performante, să acoperi piața, clar cererea pe piața offline nu este la fel de mare. Chiar dacă tu o acoperi, nu se concretizează. Pentru lunile de vară, care sunt cele mai performante, evident poți să-ți atingi toți parametrii și toți indicii de performanță pe care îi urmărești în campaniile tale. Am atașat două grafice în care este evident faptul că lunile de iarnă performează mai prost decât cele de vară. Hai să vedem ce se întâmplă cu acel cost de care ziceam, indice pe care îl monitorizăm permanent, adică acel cost de publicitate investit de client și valoarea pe conversie în urma rezervării. La fel, pentru lunile de vară am reușit să menținem acest indice în parametri optim, adică 20%, 11%, 9%, pe când în lunile de iarnă se vede sezonalitatea și cum influențează ea. Procentele sunt ceva mai măricele, 22%, 40% și așa mai departe. Tot oare am aruncat să enumăr și câteva probleme întâlnite și cum le-am rezolvat noi. Sunt niște chestii foarte punctuale, noi le-am rezolvat în timp, pe altele nu le-am știut, n-am știut să rezolvăm de la început, pe altele le-am testat. Așa, competiția mare pe piața de rent-a-car. Evident, am rezolvat-o prin focus și atenție foarte mare la licitarea pe cuvinte long-tail. Le-am axat strict pe cuvinte long-tail. Bidurile foarte mari din campanie cu targetare străinătate, pentru campanii în Germania, de exemplu, sau piața din Anglia,
Bidurile sunt extraordinare. Am văzut biduri și de 5-7 dolari pe plic. Practic, pentru bugetele noastre din România, sunt cam de neatins. Așa că nu-ți permit să licitezi pentru foarte mult timp pe cuvintele respective. Și atunci, dacă pornești o campanie și deschizi robinetul oarecum mai tare, spre final o restructurezi foarte atent și ești extrem de selectiv cu cuvintele cheie pe care le păstrezi în cont. O altă problemă cu care ne-am confruntat chiar acum recent, ne-am pus problema cum putem să grăbim decizia, practic luarea deciziei de către vizitatori. Și a apărut și o promoție de sfârșit de lună și trebuia să o promovăm. Și atunci am recurs la cea mai simplă soluție, am folosit funcția Countdown pentru promoția lunii, reducerea de 20%, și am programat niște ad-uri care o să spună zilnic, mai sunt două zile până pe 30 septembrie, rezervă online. Cam asta au fost principalele probleme cu care ne-am întâlnit momentan. Hai să vedem ce concluzii și tipsuri aș avea pentru voi de la Tacasa. V-aș sfătui să licitați pe brand. S-ar putea să vă coste mai puțin decât credeți și să merite investiția. Pentru că zona auto e extraordinar de dinamică, vă sfătui să fiți foarte atenți cât deschideți robinetul și să folosiți cuvinte note pe care vreți să vă poziționați. Ar mai fi foarte important să personalizați cât de mult puteți mesajele pentru vizitatori, mai ales din listele de remarketing. Pentru că sunt mulți Gigi contra și sunt mulți împotriva campaniilor de remarketing. Da, dacă ele sunt făcute prost. Foarte mare atenție și la frequency capping, adică nu vrei să terorizezi vizitatorul cu foarte multe bannere care spun exact același lucru. Încerci să variezi mesajul, încerci să-l personalizezi în funcție de traficul lui digital, de comportamentul lui online. Atunci când vrei să faci o modificare în contul tău, modificare, să zicem, de o învergură mai mare, începe orice context, dar în același timp trebuie să ai curajul să o faci. Știu că e delicat, la final raportul tău trebuie, pe care trebuie să-l dai clientului, trebuie să fie impecabil. De asta testează-te bucățele mici, măsoară foarte bine tot ceea ce faci. Tool-uri pentru măsurat trafic pe site-uri sunt infinite, dar în același timp fii și curios și pune-ți întrebări și încearcă să investighezi. Dacă vrei să știi ce se întâmplă pe site-ul tău sau în spatele lui, nu știu. Eu aș folosi un tool ca marketizatorul fără să stau pe gânduri. Și pentru ca o campanie să fie performantă și să se atingă și pentru clientul tău să aibă randament, trebuie să monitorizezi foarte atent indicii tăi de performanță, practic, cel de care am tot vorbit mai devreme. Așa, și mai am ceva pentru voi, ceva de luat acasă pentru cei care derulează acum campanii PPC și care pot implementa chiar de mâine. Este vorba de Structured Snippet Extensions. A apărut la începutul lunii septembrie. Au spus că nu funcționează limba română. Într-adevăr, nu funcționează foarte bine, dar funcționează pentru limba engleză și pentru brand-uri. Funcționează chiar ok, l-am testat. Am testat pentru unul dintre clienți, așa, dintre partea de aceea care se vede melentuită cu galben. Și, practic, ce fac aceste extensii de anunțuri? Te ajută să-ți conturezi mai bine CV-ul, să aduci în fața vizitatorilor mult mai multe avantaje și, practic, e un spațiu în plus alocat anunțului tău, care îl face mult mai vizibil față de competiție. Și sunt foarte ușor de implementat, le găsiți în tabul de extensii și cam așa arată
fereastră în care le găsiți și se implementează foarte repede. Așadar, mulțumim Google pentru extra spațiul adăugat. Și îndemnul meu pentru voi în seara asta este să adăugați toate extensiile posibile în Edward pentru campaniile voastre. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, le ascult. Germania, să spunem, adică pentru cetățenii germani, deci pentru cetățenii români din Germania. Care este ponderea? Adică, cum e mai ok să faci? Să faci cetățenii germani sau să faci români din Germania? Sincer, nu am reușit să delimităm exact, să vedem care este ponderea. De asta n-am descoperit licoarea fericirii, rețeta succesului. De asta... Când vă vedeți comportamental, vorbim de cetățean germani și puteți să dea, nu știu, 25 de euro pe zi și poate cetățean român din Germania să iei să dea 20 de euro pe zi. Da, mai caută și altă ofertă. Da, sincer, încă n-am reușit să corelăm în site comportamentul cu valoarea conversiei, pentru că nu avem o monitorizare atât de atentă din punct de vedere al infrastructurii site-ului și ce ne oferă el. Asta însemna să avem o evidență mult mai detaliată a felului în care se realizează conversia. Și până la momentul actual, încă nu ne permitem așa. Ne gândim noi pe termen lung, avem multe idei, sperăm să le și implementăm. Da? O completare și o întrebare. Completarea este acel structured snippet, este practic extensia schema.org în PPC. Exemplul pe care am vorbit eu cu structured data, cu microdata, pentru partea de SEO, acum ei au pus-o și pentru AdWords. Și întrebarea este, ai menționat despre long tail. Ne puteți descrie cât de cât cred că ar fi destul de util procesul de găsire a unui keyword long tail? Da. În momentul în care adăugăm cuvinte în cont, practic, platforma AdWords îți recomandă ia niște site-uri, niște cuvinte pe baza cuvintelor deja adăugate. Deci, prima fază, să zicem, tu adaugi cuvinte generale, după care platforma îți sugerează cuvinte mai specifice sau cuvinte noi. Ne folosim foarte mult de sugestiile Google și vedem și dacă se potrivesc, iar un alt jumbușluc pe care îl folosim, efectiv, căutăm pe Google și urmărim sugestiile. Știți exemplu, cu românii sunt nu știu cum? Ei, funcționează și pentru unele produse. Da. Ca... Mă rog, mai căutăm foarte mult și beneficii ale produselor. Mă rog, cuvinte ca preț, ieftin, bun, sunt foarte căutat. Așa funcționează când am dat serviciu. Până mai era întrebare în spate? Da. Pentru campania pe Germania, ca exemplu, anunțurile în ce limbă le faci? Ai zis că sunt pentru români care vin în România și pentru nemți care vin. Da, e un mix, practic. Avem și inclusiv bannere în limba germană și anunțuri în limba germană. Și dacă nu le-ai segmentat în două campanii, da, folosim, cum le livrezi? Folosim Dynamic Display. În momentul în care se caută în limba germană, folosim custom destination-urile pentru pagina în limba germană, pe ad-ul respectiv. Practic, așa le separăm. Asta pe display și pe search. Și pe search la fel funcționează. Practic, ai ad-ul text, iar tu, când setezi urile de destinație, îl setezi pe cel pentru limba germană. Dar limba ad-ului... Germania. Pentru Germania sunt erdurile română și în Germania. Se livrează în funcție de căutare. Dacă o caută română, scrie așa. Ok, dacă nu mai sunt alte întrebări, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și ne vedem la altă ediție. Nu să vă perfecte. S-a încheiat și ediția numărul 128. Esial, da?
Cu ocazia asta, trebuie și vreau să mulțumim sponsorilor Conversion, Emredi, Vinescu, Web Digital, Două Parale, Retargeting in Biz, Agile Media, Digital Workforce, Invisi Align și, evident, partenerilor Găzduire.ro, Impact Hub, IQ Ads, Profit Share, SEO Monitor, Softlead, Traffic.ro, Trusted.ro, Web Armada și Tecom. Vă așteptăm luna viitoare la următoarea ediție lumea SEO PPC. Mulțumim!